Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip pe canalul meu. Astăzi veți vedea cum mi-am reorganizat colecția de make-up cu acele cutiuțe de la IKEA pe care vi l-am arătat într-un haul precedent. Dacă nu l-ați văzut, veți găsi linkul în bara cu descrieri și da, vă las cu reorganizarea. Vă pup, pa, pa! Ok, așa arată cosmeticele mele acum, până să fac organizarea. Știți că v-am spus, acest suport din acril îl aveam și la prima, de fapt când am făcut colecția de make-up și mi-am mai luat încă 3 și unul mai mic, încă o cutie mai mică și o să urmeze să-mi vină încă un suport din acril pentru rujuri. Aici. Știți că am acest suport pe care, nu știu, nu-mi place deloc. Este un suport de tacâmuri și nu-mi place. Și abia aștept să-mi reorganizez colecția și revin când termin. Așa arată primul sertar organizat cu aceste două suporturi de acril. Mi-au încăput foarte bine și chiar stau foarte bine. Așa arată și cel de-al doilea sertar. Până să văd cum organizez. Îmi plac foarte mult aceste pahare. Le-aș pune aici cu luciuri de buze. Mai am și acestea două, încă nu știu cum să organizez. Mă mai gândesc. Ok, cam așa arată, încă nu este forma finală. Aici mi-am pus creioanele jumbo, aici creioanele de ochi, toate creioanele mele de ochi și de buze. Aici am extra rujuri și câteva luciuri care nu au mai încăput. Aici. Așa. Și astea două sunt goale momentan. În aceste pahare sunt un mov foarte frumos. Mi-am pus rimelurile, mi-am făcut curățenie și mi-am aruncat foarte multe dintre ele. Aici am fonduri de ten, baze de machiaj și de ochi câteva. Aici creme și tratamente de noapte. Iar aici am ondulatorul de gene, câteva pensete și în acest săculeț de la paletuțele Christian Dior, mi-am pus niște bureței și două ascuțitori. Ok, iar aici am paletele și aici la fel. Aici am niște bureței, niște bețișoare. Aici am recipientul acela de la Oriflame pentru dischete. Și încă niște dischete. Mai aici mi-am niște palete. Aici eyelinere, niște genuțe, perle de la Avon. Iar aici mi-am pus toate fardurile Mono. Le-ați văzut în colecția de machiaj, NYX, Pupa, Oriflame, Alexa Vienne, cam astea sunt, Maybelline. Ok, am mai modificat câte ceva. Am pus toate fondurile de ten aici, le mai aveam pe acestea, cel de la Rimmel și cel de la Chanel. Și mai am câteva pudre și rujuri și bază de machiaj care nu mi încap în sertar, dar știți că eu mai am și acest suport din acril pe care îl țin pe măsuța de toaletă. Deci nu îl țin într-un sertar și atunci le voi pune aici. Și da, am scos și cele două aceste suporturi și l-am pus pe acesta și să văd ce mai pun pe aici. Iar aici a rămas așa cum știați. Ok, cam acesta a fost clipul meu și până data viitoare, vă pup! Pa, pa!